simți, poate mai e cineva sigur, că mișcă. Așa, dacă poliția l-a luat și pe ăsta martor. Probabil acolo l-au identificat. Sper că dacă dăgea de uși, să dădea jos. Dar foarte curajos șoferul. Chiar și mai mic ca el. E sportiv, e ciclist. Ha? E ciclist. Da, dar are vânătoare. Da, e sportiv de aia. Dacă trăgea mai tare de uși, nu știe. Da, n-a știut să tragă. Așa a sărit. A, deci, uite, din spate deja mașina de poliție. Da, a venit poliția, uitați poliția eu pe aici. Da, 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 lăsați-le și pe asta. Dar nu cred că îl încătușează în autobuz. Nu, nu. Asta e, da. Uite, și ăla e șoferul în spate. Cred că a fost repede să o pipăie. Cum a zis el. Uite. A fost să duce, dar nu se mai vede. Agresiunea a vrut că aici, unde nu bate camera. Ea e doamna. Nu, la autobuzele noi, electrice. Avem și audio la șofer. Adică se aude și ce vorbește. Ce i-ar pe ea? La poliția în seara aia, a pus cătușele, l-am cătușat acolo. Acum nu știu ce s-a mai întâmplat mai târziu. Și aici a vrut să coboare, n-a mai putut să coboare. Aici a coborât-o pe ea. Și aici n-a mai putut să coboare nici.
Ce ți-ai și vesel? Da, nu, autobusul care a fost la fost ai bătut? Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Pitești, au continuat cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală și au reținut un bărbat de 60 de ani. Din cercetări s-a stabilit că cel în cauză ar fi agresat sexual o femeie care se afla într-un mijloc de transport în comun. După administrarea probatoriului, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, urmând să fie prezentat parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.